Guvernul caută soluții prin care să scadă urgent cheltuielile statului cu 20 de miliarde de lei după ce veniturile colectate la buget au fost mult sub așteptări. De la 1 mai, salariile bugetarilor ar putea fi înghețate, la fel și angajările la stat. Este varianta discutată în coaliție, fără să fie luată decizia finală. Între timp, ministerele trebuie să propună fiecare un plan de reduceri cu pentru cheltuielile cu benzina și achizițiile. În plus, numărul membrilor în consiliile de administrație va fi scăzut iar indemnizațiile acordate acestora reduse, astfel cea mai mare indemnizație nu va mai depăși pe cea a președintelui României.